Salutare! Astăzi vom discuta despre o mașină pe care mi-am dorit să o testez de foarte mult timp. La începutul anului mă gândeam să schimb Kia Soul, mașina pe care o conduc de 5 ani și care funcționează în continuare, cu o altă mașină electrică și pe lista scurtă era Jeep Avenger. Mașina din spatele meu am votat-o și pentru Best Electric Car România 2022 și vă spun că din voturile pe care le-ar primit ar fi intrat în finală, de fapt a intrat în finală, dar mașina nu a fost disponibilă în perioada în care am testat noi acele mașini. Am fost foarte încântat pentru că era printre cele mai ieftine mașini electrice din concurs la momentul respectiv și sunt mult mai entuziasmat atunci când văd o mașină electrică ieftină decât atunci când văd o mașină electrică scumpă. În categoria de preț de peste 50.000 de euro, peste 100.000 de euro, nu avem nicio problemă să găsim mașini electrice. Este mai greu atunci când te duci spre 30.000 de euro, 40.000, la 20.000 deja este un spațiu liber pe care aștept să îl văd umplut de ceva oferte de mașini electrice. E bine, mașina din spatele meu este în partea de jos ca preț, o să discutăm imediat și despre prețuri, o să facem un test de consum, o să mergem pe autostradă, o să mergem pe drum național și după cum vedeți, am găsit un spațiu, un drum neasfaltat, printre puținele drumuri neasfaltate din jurul Bucureștiului, pentru că dacă este un Jeep, trebuie să-l testăm off-road, între ghilimele, dar probabil că drumul ăsta din spatele meu este maximum de off-road pe care îl fac majoritatea mașinilor de teren, majoritatea mașinilor 4x4, dacă vreți, pentru că, în realitate, Jeep-urile, da, pentru că Jeep a definit categoria, cum se spunea înainte, Jeep-urile nu merg pe drumuri mai, să zicem, mai denivelate decât ceea ce vedeți în spatele meu. Așa că astăzi o să ne jucăm puțin cu mașina asta, o să ne uităm interior, exterior, opțiuni, prețuri și test de consum, așa cum facem de obicei, așa că haideți să ne uităm repede la mașină. Așa arată pe exterior Jeep Avenger. La o primă vedere, seamănă cu un Jeep Grand Cherokee, dacă vreți, cam așa arată. În schimb, mașina este destul de mică. Ca să aveți așa o idee, este similară ca dimensiuni cu un Volkswagen Polo. Deci este o mașină mică, are undeva la vreo 4 metri și 80 de milimetri, iar un Polo are 4 metri și vreo 70 de milimetri, deci diferențe foarte mici. Este într-adevăr puțin mai lungă și puțin mai lată decât un Polo, în schimb pare mult mai mare, cel puțin din poze pare o mașină foarte mare. Eu n-am fost niciodată un fan al modelului Grand Cherokee, îmi place cum arată Jeep Wrangler, Îmi plac alte mașini de la Jeep, în schimb Grand Cherokee nu mi-a plăcut niciodată în mod special. În schimb, mașina asta, cu toate că de acolo și-a luat inspirația, cel puțin așa mi se pare mie ca design, mi se pare că arată mult mai bine. Este ca un copil așa care vrea să arate ca un adult, dacă vreți. Este foarte haioasă mașina, are foarte multe elemente din astea de design, așa niște detalii. Haideți să ne uităm repede. Așa sunt farurile, avem evident faruri cu LED, grila au păstrat-o, cu toate că o mașină electrică nu are nevoie de o grilă, nu are nevoie de atât de mult aer. În partea de jos e zona pe unde se răcește, în schimb aici avem partea asta din față doar ca design. Unii dintre voi cred că recunoașteți acest E de la electric, vedeți același simbol și pe Peugeot E2008, sunt mașini din același grup. Au performanțe similare, în schimb trebuie să vă spun că această mașină are un motor ceva mai eficient și mai puternic. Are 156 de cai putere, 115 kW, față de vechiul motor sau motorul care e pe E2008, care are 100 de kW și 136 de cai putere. Probabil că vor ajunge și pe modelul E2008 să aibă același motor. Și acumulatorul este ceva mai mare, are 54 de kWh. Într-adevăr, este puțin mai mare, cred că utilizabil în jur de 50,8, așa am văzut pe EV Database. În specificațiile mașinii am doar o singură valoare, 54. Jeep a strecurat tot felul de simboluri pe aici pe acolo, vedem chiar pe această grilă din față, vedem un simbol care clar ne duce cu gândul la Jeep. Haideți să mai căutăm niște elemente. Cu siguranță ați mai văzut pe net, aici pe parbriz au un copil care se uită cu un telescop către stele și stelele sunt în partea cealaltă a parbrizului. Am mai găsit și o buburuză, cred că este pe partea cealaltă, da, haideți să vedeți. Au lăsat așa niște easter egg-uri, niște surprize pentru proprietarii mașinii. Aici vedeți steluțele la care se uită copilul din partea cealaltă. Aici avem o buburuză. Dacă aș cumpăra mașina asta, aș vopsi buburuza asta cu roșu. Și cam așa arată, haideți să ne uităm încă o dată și din exterior. Jantele sunt de
18 aceste jante și vedem pe jante același simbol care era și pe grila din față. Poți pune jante de 16, de 17 și de 18. Un alt lucru important pentru designul exterior, elementele acestea de plastic din spate, bara din spate, dar și pe lateral, dacă ne uităm așa din lateral, o să vedeți că sunt niște elemente din plastic care ies puțin în afară. Și Jeep spune că aceste bucăți de plastic care ies în afară și arată bine, te protejează și de micile accidente. În loc să lovești partea asta cu, să lovești tabla, să zgârii tabla, e bine, poți să lovești în plasticul ăsta și atunci e clar că reparațiile sunt mult mai ieftine. Deci s-ar putea să te scutească și de costuri de reparații mai mari. După cum vedeți aici, avem și stickerul de The Car of the Year 2023, este mașina anului 2023 în Europa. Titlul ăsta a mai fost câștigat și de alte mașini electrice în trecut, în schimb, mașini care nu au avut un volum de vânzări semnificativ, important în Europa. Adică Jaguar I-Pace și ultima cred că a fost Kia EV6. Posibil să mai fie și alte modele, dar cel puțin pe astea două le știu. Nu vedem multe I-Pace-uri pe stradă, asta pentru că, într-adevăr, era o mașină foarte bine construită. Știu persoane care au în continuare, merg cu I-Pace-uri și sunt foarte mulțumiți de mașină. În schimb, nu s-au vândut foarte multe, era destul de scumpă mașina. Și la fel EV6. Puține mașini vedem pe stradă. E o mașină scumpă, e adevărat, foarte performantă din toate punctele de vedere, în schimb, nu s-au vândut suficient de multe. Să sperăm că Jeep Avenger nu va intra în categoria asta și că vor reuși să vândă suficient de multe modele. Haideți să ne uităm și în spate, să vedem portbagajul înainte de a intra în mașină. Portbagajul este electric, cu toate că este o mașină mică, este haios așa să vezi un portbagaj electric pentru o deschidere atât de mică. Să nu vă păcălească, chiar dacă este o mașină mică, portbagajul are în jur de 350 de litri, dacă nu mă înșel, o să pun informația pe ecran. Așa, la prima vedere, este un portbagaj foarte practic. Este pătrățos, poți să pui ușor niște valize aici. Mai e și un spațiu sub această placă și cred că mai este un spațiu și mai jos. Ia să vedem dacă pot să ridic. Da. Și aici mai avem încă un spațiu pentru triunghi și așa mai departe. Vedem două cabluri. Cred că mașina cu siguranță vine cu un singur cablu, importatorul mi-a dat două cabluri ca să fie mai sigur că nu rămân fără baterie. Niciodată n-am rămas fără baterie, deci nu e o problemă. În rest, în spate, în portbagaj, nu mai avem nimic de discutat. Haideți să închidem portbagajul și să trecem, înainte de a trece la volan, să trecem pe scaunul din spate. Ușa se deschide de aici, îmi place deschiderea asta. Eu am reglat scaunul din față, ca pentru mine, am 1,80 m și haideți să vedem spațiu. Ia să dăm un zoom out așa. Spațiu este la picioare, pot să pun picioarele și sub scaunul din față, ceea ce este foarte bine. Vedeți aici un USB-C pentru încărcare, în rest nu mai avem nimic pe aici. Și pe ușă geamuri electrice și cam atât. Ia să vedem, se deschid până jos. Ah, frumos, se deschid până jos. Am suficient de mult spațiu la cap, iar în partea de sus niște lumini. Da? Foarte frumos, doar le atingem așa. Încet. Evident că nu avem o cutieră, este o mașină mică, trei persoane, aș spune așa, mai înghesuite, în schimb două persoane pot sta foarte bine în spate, copiilor le-a plăcut în spate aici, au zis că au suficient spațiu dacă ne gândim să luăm mașina asta, prin oraș nu e niciun fel de probleme și nici la drum lung nu mă aștept să fie probleme, așa se vede din spate. Arată foarte bine, îmi place designul ăsta. Haideți să trecem în față acum, să vedem și cum este din postura șoferului. Haideți să pornim mașina, piciorul pe frână și ținem apăsat 2 secunde pe butonul de start-stop. Da, are buton de start-stop, cu toate că nu este necesar, sper să dispară de pe toate mașinile electrice, pentru că nu au nevoie de un buton de start-stop în realitate. Cam așa arată volanul, îmi place foarte mult, îmi place și dimensiunea și materialul, este foarte plăcut la atingere. Avem câteva butoane pe volan, dar arată bine, nu pare încărcat. În zona asta e zona de cruise control și în partea dreaptă avem zona de multimedia, schimbăm posturile de radio, mai tare, mai încet. În față avem un display foarte clar. Îmi place mult display-ul ăsta, are o rezoluție bună și este foarte ușor de înțeles. În partea dreaptă
Vedem nivelul de baterie, 80%, 314 km estimat, o să testăm imediat. Iar în partea stângă vedem zona de power, adică în momentul în care accelerezi, se duce în sus, de la eco până la power, iar când regenerăm, când recuperăm energie, se duce în jos pe charge. Foarte simplu de înțeles. În dreapta avem un ecran, o zonă din asta cu widget-uri pe care le puteți configura. Avem și niște butoane jos care țin tot de sistemul de infotainment. Dacă apăsăm pe butonul ăsta, ne duce pe home, pe ecranul principal. Iar aici avem un buton care ne duce în setările mașinii, un soi de shortcut-uri. Vedeți, aici putem dezactiva mai multe opțiuni. Nu o să intrăm pe fiecare opțiune în parte. Vedem și aici avem functions, tot felul de opțiuni pe care le are această mașină. Le puteți activa, le puteți dezactiva. Trece și trenul de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni. Deci gata, ați aflat și unde filmez, unde am găsit un drum neasfaltat. Bun, haideți să continuăm. Evident, avarii și închiderea ușilor, foarte clar. Ia să facem un pic de liniște, să dăm ventilația mai încet și auziți un ritm. Cred că se aude și pe înregistrare. Asta este sunetul pentru semnalizare. Inițial credeam că o să mă deranjeze în timp așa, dar de două zile mă plimb cu mașina și sincer nu mă deranjează. Îmi place, mi se pare haios. Se aude altfel decât se aude la alte mașini. Sub acest display avem gurile de ventilație, două pe centru, una pe stânga și pe dreapta. Aici avem o zonă prin care nu trece aerul. În schimb, este făcut așa doar pentru design, ca să îți creezi o senzație de continuitate. Avem un spațiu de depozitare, aici mi-am pus portofelul. O zonă foarte practică, mai ales pentru drumuri scurte prin oraș, când vrei să pui diverse obiecte, când urci și cobori din mașină. Mi-am pus și husa pentru lavalier, o vedeți tot acolo. Aici avem zona cu butoanele pentru climatizare, butoanele clasice, le știe toată lumea. Buton de volum, mai tare, mai încet, simplu. Și aici avem schimbătorul, care are D și B, adică avem două trepte de regenerare. Zona asta centrală, vedeți, are o zonă, o placă, seamănă cu o copertă din asta de iPad, da? Foarte practică, poate fi scoasă, dacă tragem mai tare, are niște cleme, vedeți? Are niște cleme care se prind aici în zona asta. Deci poți să dai la o parte placa asta. Dacă vrei să ai un spațiu central așa neacoperit, să ai acces mai rapid. Priză de 12V. Avem un USB clasic și un USB-C. Încărcător wireless și spațiu de depozitare. Haideți să punem la loc. Da, se pune, se apasă puțin așa și se aude. Da, o zonă interesantă și practică, îmi place decupajul ăsta de aici, poți să scoți cablurile, eu mi-am pus deja cablurile și poți să dai la o parte foarte ușor. Aici avem frâna de mână, clasic, și schimbătorul de moduri de condus, sus, jos. Și haideți să vedem ce moduri de condus avem. Avem sport, avem normal, eco, sand, mud și snow. Vedeți, dacă este Jeep, trebuie să aibă și partea de noroi, de zăpadă și așa mai departe. Aici avem un spațiu, vedeți, mi-am pus un termos, avem un spațiu unde poți să spui cafeaua, este un spațiu pentru două pahare, e destul de mic, evident, mașina este mică și aici avem o cotieră, la fel, destul de mică, nu avem nimic altceva, e pur și simplu un spațiu, dar, sincer, e suficient de mare, pentru că mereu în cotieră las tot felul de nimic, ori niciodată n-am umplut spațiul ăla. Pe ușă avem un material tare, un plastic, de sus până jos. În schimb, zona de aici, care este delimitată, are un material moale, foarte plăcut la atingere, evident, geamuri electrice, oglinzi electrice, ca la oricare altă mașină. Haideți să facem și noi o plimbare, să facem un test, să vedem cât consumă această mașină. Până ajungem pe DN1, o să trecem prin această zonă cu denivelări puternice, o să iau așa, mai în zigzag, ca să fie mai de off-road. Ați asistat la un test extrem de off-road. După cum vedeți, ne aflăm pe un drum de țară cu ceva de nivelări, ocazie bună ca să-i testăm suspensia. Se simte bine, mai ales la viteze mici. Este o suspensie confortabilă, clar, nu este o mașină sport. Ia să vedem aici, avem o zonă cu păpușoi. Dacă o luăm pe aici, nu, nu e bine că e blocat acolo. Haideți să dăm înapoi. Cu această ocazie testăm și camera. Se vede bine, chiar dacă display-ul nu este foarte, foarte mare, se vede bine și vedeți, când faceți operațiuni din astea prin oraș, înainte-înapoi, într-adevăr, poate că ar fi fost mai ușor cu un alt tip de schimbător. Așa trebuie să te apeși de fiecare dată, să apeși pe buton. Nu este o mare problemă, în schimb, cred că putea să fie mai ușor cu o manetă, poate, să dai înainte și înapoi. Da, ia uitați ce drum avem. Chiar l-am căutat. Suntem prin păpușoi. Gata, am ajuns la asfalt, mai avem foarte puțin.
câțiva metri și gata. Aici se simte foarte bine și foarte plăcut. Suntem pe DN1, am resetat computerul de bord, mergem până la Ploiești, avem 40-50 de kilometri, o să testăm consumul pe drum național, aceeași regulă cu care v-am obișnuit, 70-80 de kilometri la oră prin localități, aici avem 70, 100-110 în afară, o să vedem care este consumul. Am mai făcut un test ieri, putem spune test de oraș dacă vreți, pentru că Jeep se laudă cu autonomie de 500 și puțin, 500 și ceva de kilometri VLTP în oraș, iar Mixed undeva la 400 de kilometri. E bine, ieri am avut un consum în jur de 14,1-14,2 prin oraș, într-adevăr, pe o vreme caniculară, era foarte cald. Spre seară m-am uitat la termometru și mi-a rotat 38 de grade, deci cred că în timpul zilei au fost și 40. Deci pe o vreme foarte călduroasă, un consum bun, mai ales că eu am și testat mașina, am accelerat, am mers ceva mai sportiv, să spunem așa. Iar dimineață am făcut o plimbare până în oraș, cam 15-20 de kilometri, în schimb pe o vreme normală, să spunem, 25 de grade, ideal, foarte plăcută vremea și am avut un consum de 11,1. Deci, într-adevăr, dacă vremea ține cu tine și ai condiții normale, să spunem, cum e vremea primăvara-toamna, atunci da, poți să obții o autonomie de 500 de kilometri în oraș. Undeva mai realist, aș spune undeva la 400 de kilometri. Jeep spune că în VLTP combinat ar fi în jur de 400 de kilometri. Ei bine, o să testăm imediat și o să vedem care este consumul acestei mașini. Haideți să facem plimbarea până la Ploiești. Am ajuns la Ploiești, am întors la sensul giratoriu. Suntem deja pe autostradă, dar înainte de a merge cu viteză de autostradă, haideți să vedem consumul. 12,4 kWh pe 100 de kilometri. Haideți să resetăm, pentru că vrem să facem și testul de autostradă. 12,4 pentru drum național este un consum foarte bun. Dacă împărțim la capacitatea utilă, valoarea pe care am găsit-o pe EV Database, înseamnă autonomie de aproximativ 400 de kilometri, puțin peste 400 de kilometri, cred, ceea ce este foarte bine. Acum o să testăm și consumul la viteză de autostradă, o să încerc să stau cu viteza undeva în jur de 135 de kilometri pe oră. Chiar sunt curios, o să dau un pronostic la forma acestei mașini, aș spune că ar trebui să fie destul de mult, ar trebui să fie 25, nu știu, să vedem. Va fi mai mult sau mai puțin de 25, nu știu, rămâne de văzut. Încă 30-40 de kilometri de plimbare și o să aflăm imediat valoarea, iar când ajungem acasă o să-i facem și un test de încărcare. Haideți să ne bucurăm de bucata asta de autostradă. Mai avem foarte puțin până la București. Haideți să vedem care a fost consumul pe autostradă. Și momentul adevărului. 24,3 kWh pe 100 de kilometri după 50 de kilometri. Mă așteptam sincer să fie peste 25 de kWh pe 100 de kilometri, pentru că e o mașină foarte pătrățoasă. În schimb e pe acolo, 24,3. Dacă împărțim, avem o autonomie în jur de 200 de km pe autostradă dacă mergem în zona asta de 135 de km pe oră. Acum o să mergem acasă pentru concluziile de final și ca să facem un test de încărcare. Din păcate, avem și o surpriză neplăcută. Pe șoseaua de centură mi-a sărit o piatră în geam și ia uitați. Surprize, surprize. Am ajuns acasă. Haideți să testăm și partea de încărcare. Deschidem aici portul de încărcare. Avem un Type 2. Am văzut pe fișa de specificații 7 kW. În schimb, opțional, mașina aceasta are 11 kW. Haideți să vedem. Luăm cablul de încărcare și îl băgăm aici. Ar trebui să pornească. S-a auzit cum a blocat mufa și, vedeți, se încarcă. Haideți să ne uităm și mașină, să vedem ce informații avem aici.
pe display mașinii mi-apare că încarcă cu 60 de kilometri pe oră, 60 de kilometri de autonomie pe oră. În schimb, nu văd nicio valoare în kilowați. Așa că am adus iPad-ul, haideți să pornim mașina, de 60 de... Pornim mașina ca să avem aer condiționat. 60 de kilometri pe oră înseamnă, haideți să vedem, EV Charging Station, vedeți, încarcă cu 11,4 kilowați. Producția totală acum e 12,8, vedeți, casa consumă 1,2 kilowați, 1200 de wați, și restul merg în stația de încărcare. Deci mașina încarcă cu 11 kilowați pe AC. Pe DC, Jeep Avenger încarcă cu 100 de kilowați. Nu este o putere foarte mare, în schimb, dacă luăm în considerare și capacitatea bateriei, vedem că o încărcare uzuală de la 20% la 80% durează mai puțin de jumătate de oră. Jeep spune 24 de minute și pare să fie o cifră foarte precisă. Acum, concluziile de final. Mașina arată foarte bine, mie îmi place designul, știu că e o chestiune subiectivă, în schimb, și copiilor și soției le-a plăcut foarte tare mașina asta, și pe interior și pe exterior. Are într-adevăr materiale mai tari la interior, dar arată foarte bine, un design minimalist cu care eu mă împac foarte bine. Pe partea de încărcare încarcă, să spunem, normal, 11 kW trifazat, 100 pe DC, suficient pentru mașina asta. Și cred că este un prim pas foarte bun făcut de Jeep. Este prima mașină electrică de la Jeep. Am văzut mașini electrice de la alte branduri, de la alți producători tradiționali, primele lor mașini electrice, să spunem așa, care nu erau nici pe departe la nivelul acestei mașini. Problema este că vine într-o perioadă în piață când este o concurență foarte dură, în principal cu Tesla, pentru că dacă ne uităm la prețuri, mașina asta începe de la 39.700 de euro, cu tot cu TVA, vorbim de prețuri fără programul Rabla, deci de la 39.000 până la aproape 45.000 de euro. Minus programul Rabla pentru cei care sunt norocoși și prind un voucher, probabil în septembrie, în următoarea sesiune, ar putea cumpăra un Jeep Avenger între 29.000 și 35.000 de euro. E adevărat, sunt mai multe opțiuni cu pe care le puteți pune pe mașină, depinde cum configurați mașina. De menționat este că și în varianta de bază mașina are pompă de căldură și ăsta e un lucru foarte important. M-am uitat cu atenție să văd dacă într-adevăr are pompă de căldură, pentru că te ajută foarte mult iarna și mă aștept să fie la fel de eficientă și iarna, nu doar vara. Ați văzut, consum foarte bun în oraș, consum foarte bun pe drum național, este adevărat, consum mai mare pe autostradă, cu toate că și acolo mă așteptam să fie mai mare de 25, dar a fost mai mic. Așa că, per total, dacă ne gândim ca pachet, este o mașină electrică foarte bună de oraș cu care poți să faci și drumuri lungi. Adică poți să faci 1000 de kilometri, dacă vrei, cu mașina asta la un drum lung. Asta înseamnă să-ți calculezi să încarci de 2-3 ori câte jumătate de oră, ceea ce nu mi se pare chiar un capăt de țară, să spunem așa. Adică dacă faci pe an 2-3 drumuri din astea mai lungi, poți să folosești Jeep Avenger și ca mașină pentru drumurile lungi, nu doar ca mașină de oraș, cum se spune. Ea așa este prezentată mai mult, în schimb, cred că poți să faci drumul lungi fără niciun fel de probleme. Cam asta ar fi despre Jeep Avenger. Poate că am scăpat niște informații, nu știu, am încercat să descoper cât mai multe lucruri în cele două zile în care am avut la dispoziție mașina. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și o să vă răspund acolo. Continuăm discuția în comentarii pentru informațiile care au fost scăpate. Și, ca de obicei, vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la final și până data viitoare vă spun numai bine! Thank you.